rezultat negativ, nu era ceea ce ne-am fi dorit, cu toate că am avut 1-0. Consider, indiferent de primul început care a fost în teren, contra acestor mulți copii care și-au dorit să joace, și-au dorit și și-au jucat șansa, având 1-0, e o chestie de naivitate și zic că nu e voie și nu avem voie să pierdem acest joc. Din păcate, asta e istoria acestui joc, nu avem ce face și în primul și în primul rând asum responsabilitatea acestui rezultat și vom vedea ce va fi în continuare. În primul rând trebuie să mergem mai departe, nu e ca altceva de făcut. Am întâlnit o echipă dornică și muncitoare și practic noi am arătat slăbiciunea astăzi și n-am reușit și după 1-0 având un avantaj să concluzionăm aceste trei puncte. Ați jucat la 1-0 prea defensiv? Nu, departe gândul prea defensiv. Chiar dacă au fost doi mijlocași defensivi, nu înseamnă că ești joci defensiv cu doi atacanți. Nu cred că aici e problema, din punctul meu de vedere. Sunt nicio formă. Dezamăgit de atitudinea unor jucători? Dezamăgit de rezultat? Sigur, normal, atâta timp cât rezultatul e pozitiv, ai dezamăgiri. Atât ca joc, ca rezultat, ca echipă, ca și atitudine. Normal, găsești tot felul de motive. Că ăla, de ce joacă acolo, joacă acolo, de ce ăla a jucat, de ce schimbarea aia, de ce aia. Normal, sunt chestii care îi responsabilitate antrenorului și, mă rog, asta e, nu mai putem face nimic și să meargă mai departe. Normal. Nu are niciun decurs, poți să-i mai reface psihic. Da, cred că au, zic eu, mulți experiența necesară încât să trecem peste orice eșec, pentru că e un eșec, în fotbal se întâmplă. Din păcate, e o seară care nu ne place și o seară tristă și un rezultat care rămâne un gol în suflet, să zic așa. Asta este. Și mai vine și meciul cu Bihor. Nu contează. Eu consider că avem șanse contra oricărei echipe și am zis și tot am discutat că nu există joc ușor, indiferent de adversar. A fost un adversar tânăr, dornic, să muncească, modest, între ghilimele, a venit după două înfrângeri. Și a reușit ceea ce și-au, nici n-au sperat poate, dar au muncit pentru lucrul ăsta și s-au răsplătit cu aceste trei puncte. Dar pe lângă multe slăbiciuni ale noastre și acest maniera de arbitraj, care nici nu mai vreau să comentez, pentru că așa cum e și fotbalul, e și arbitrajul și lasă orice gust amar și orice stă de comentar. Obiectivul promovării pune prea multă presiune, crezi, pe echipa? Nu cred. De ce? Pentru că am avut răbdare astăzi, am înscris, am avut 1-0. Să întoarcă echipa Cavâlcea cu mulți jucători tineri, acest rezultat nu ține de presiune. Normal, am avut situații de a face 2-0, de a închide jocul. Nu s-a întâmplat acest lucru și am plătit tribut greșelilor și gafelor monumentale prin care adversarii au înscris. Vei lua mare majoritate. Vei lua unele măsuri după înfrângerea asta? Se va lua... Măsuri? Ăștia suntem, cu ăștia te filăm. Vom analiza acest lucru și trebuie să muncim și să revenim cu picioare pe pământ și următorul joc îți dă șansa să te desezi. Indiferent câtă amărăciune și supărare ei, ca și la noi și în echipă și suporterii. E ceva, un fotbal în care cu toate câștigi, cu toate pierzi, dar astăzi noi am dat dovadă de naivitate, indiferent de adversar. Am avut 1-0, indiferent cum am jucat, sigur motive sunt defensiv, ofensiv, cu ăla, cu tare. Nu cred că aici e problema, din punctul meu de vedere. Ați sperat la 3 puncte astăzi la Rad? Da, normal că am sperat. Am plecat de la Vâlcea încrezători. Și ne gândeam cum să scoatem un rezultat bun, dar nu chiar așa. Felicit băieții pentru sacrificiu și pentru determinarea care au dat dovadă astăzi pe toată durata partidei. Ne așteptam la un meci dificil. După cum ați văzut, așa a și fost. Și meciul de astăzi ne face să privim viitorul cu optimism. Băieții s-au mobilizat și chiar au arătat adevărat echipă astăzi. Pe aspectul jocului, credeți că este un rezultat meritat? Da. V-am spus, ne-am pregătit foarte bine săptămâna, toată săptămâna. Pentru noi astăzi a început campionatul din fericire. Primele două etape au fost două eșecuri. Am analizat foarte bine meciurile pierdute și am păstrat ce am făcut bun și am eliminat greșelile și astăzi s-au văzut roadele muncii tuturor. Sunt fericit pentru băieți, pentru această victorie minunată. Nu ne așteptam să plecăm cu toate cele trei puncte de la Arad,
dar încă o dată s-a dovedit că determinarea face diferența în orice meci, în orice echipă. În primele două etape n-ați avut determinare? Am început relaxat campionatul. Chiar nu știm ce s-a întâmplat. Nu ne așteptam la așa început slab de campionat. Băieții au fost puțin relaxați, probabil. E bine că s-au trezit la timp. Nu este târziu nici la treia etapă, să vii cu 3 puncte de la Arad, nu este ușor.